Am revenit foarte rapid cu una dintre tinerele jucătoare despre care tot vorbim în lipsă, dar până azi. Acum am prins-o, Jacqueline, bine ai venit, Jacqueline Cristian, eroina de aseară, nu? Că noi auzeam uralele spectatorilor târziu, cred că se făcuse vreo 10 deja. Am terminat meciul la 11 și 10. La 11, așa, da. Când ai forțat revenirea din setul 2, erau uralele cele mai... 2-4, de fapt. 2-4, da, ai revenit frumos. Și te felicităm. Cum a fost? Mulțumesc. Spune-ne despre meci, în primul rând. Păi, oricum am simțit foarte onorată să primesc wildcard, să am posibilitatea să joc acest meci. Iar despre meci în sine, pot să zic că publicul, să zicem, că a avut o parte enormă din câștigarea acestui meci și la modul m-a ajutat să mă mențin acolo la un nivel înalt. Mie și îmi place să joc cu public, chiar îmi place, adică nu sunt genul ăla de persoană emotivă să văd că se uită lumea la mine și să îmi fie frică, nu. Okay. Și asta e bine de știut. Da, nu? E bine pentru, pentru tine, bănesc. Da, chiar a fost foarte bine și pot să zic că de când am intrat în primul game, bineînțeles, am avut puține emoții, că este al doilea VTA pe care îl joc anul ăsta, dar primul acasă. Și nu știu, m-am simțit foarte bine, adică n-am avut nicio problemă. Din contră, în primul game am început cu 2 ași consecutivi. Iar așa, în timpul jocului, pot să zic că mereu am fost pozitivă. Am avut mici scăpări în primul set la 3-2, cred că am avut, și am avut 40-0 pe serviciu ei. Puteam să fac break-ul acolo, dar am forțat un pic cam mult și a ieșit. N-a ieșit cum am vrut eu, a ieșit cum a vrut mingea. Și după aia, la 4-2, chiar n-am simțit niciun fel de presiune. Vai, conduce, sunt aproape să pierd sau ceva. Nu m-am gândit la asta niciodată. Adică m-am dus, mi-am făcut serviciu, așa. După aia mi-am chemat antrenorul veteran și mi-a mai zis și el acolo două lucruri și s-au așezat. Nu, știu că curajul ăsta, mai ales în momentul important când faci trecerea, să zicem, de la ITF la VTA, cum faci tu, E foarte important, nu? De multe ori vă inhibă chestia asta, îmi spuneai și tu, Alina, la alte ediții. Da, general, asta o luăm, să nu o luăm prea ușor, adică faptul că în momentul ăsta ai mult curaj și acasă nu te afectează presiunea publicului, s-ar putea mie să... Mie îmi place să joc acasă, îmi place să joc cu public. De la 13 ani aveam, când am câștigat acel turneu de 14 ani de... turneu mondial, da, pe Titas. Iar la final au fost 5.000 de oameni. Opa. Adică, da, și din primul meci am jucat cu tribună, la modul am jucat un singur meci pe alt teren afară de cel central. În rest, și acolo tot așa, cam asta a fost povestea, la modul publicul chiar a încurajat foarte mult și mie îmi dă o stare de bine, la modul mă bag în priză așa. Deci e ok. Pe ce chestie, că asta mă duce cu gândul la importanța turneului de aici. Din moment ce aia, turneul de atunci, de la 13-14 ani, te-a învățat pe tine să joci cu public și îți place treaba asta, pe voi vă ajută, pentru că noi am bătut fierul ăsta foarte des. Cât de important e turneul de la București pentru jucătoarele tinere? Adică, vă vedeți modelele sau... vă vedeți jucătoarele cu care ați crescut, nu știu. Așa este. Are importanță? Tu cum simți? Acum te îl simți și joci. Oricum, este oricum un sentiment foarte plăcut să te simți printre ele, pentru că te gândești că în urmă cu ceva timp te uitai la televizor și erai foarte pozitivă, să zicem că o să ajungi și tu acolo. Da. Și acum să știi că poți să pici cu una dintre ele, să joci, să... te antrenezi, chiar și să te antrenezi printre ele este ceva wow, adică nu poți să faci chestia asta la un orice turneu, mai ales ITF acum, deja vorbim de VTA. Și mie sincer îmi dă încredere, la modul dacă sunt aici printre ele și... Simți că aparții. Da, și simt că pot să-mi fac și eu loc, poate nu acum sau poate, nu știu, pas cu pas. Nu sunt nici genul de persoană care... se grăbește, adică... Pe la vârsta ta, normal. Da, dar nici nu mă mulțumesc cu puțin, asta e problema. Adică... E important să fie pe drumul cel bun. Exact. Și dacă ajungi aici,
cred că e ok, adică e un început bun. Da, și sună, sunt de acord. Hai să punctăm momentul ăsta și să te provoc pe tine, Alina, să, să o descrii pe Jacqueline, că e cam ciudat să te descrii tu pe tine. Da. Fă-ne un mic portret. Cum arată jucătoarea Jacqueline? În ce moment e? Unde are de îmbunătățit? Jacqueline vine după un an, să spun, constant, adică anul trecut a avut un an foarte bun, cu foarte multe turnee de 10.000 și 25.000 jucate. Probabil că a făcut o mică trecere de la turneele de junior la turneele de profesioniste, care încep cu cele de 10.000 și apoi 25.000. Cred că este într-un moment al carierei în care va trebui să își aleagă cu grijă turneele și să-și facă programul de așa natură încât să se antreneze, să fie printre jucătoarele de top, nu neapărat turnee. Am văzut că se poartă asta cu 6 luni de pauză. Da, nu toți suntem Federer. Da, și cred că acum tocmai vreau să o întreb cum este colaborarea cu noul antrenor, pentru că sunt sigură că cu experiența pe care a acumulat-o și Victor o va ghida cu adevărat spre tenisul profesionist de care are nevoie. Cred că Jacqueline este undeva la granița dintre performanță și marea performanță, cred că așa este mai bine să o descriu, și cred că este următoarea sau următoarea generație care poate să ne facă mândri într-o echipă de Fed Cup mai târziu, atunci când va ajunge la fel de bună ca și celelalte fete actuale din echipă. De acord, hai să trecem la echipă, la antrenor. Cum e? E un parteneriat nou, nu? Spune-ne cu cine lucrezi, ce faceți și încotro vă îndreptați. Am început recent cu Victor și pot să zic că am schimbat cu totul stilul de antrenament. Este un stil aparte și pot să zic că muncesc mult. Și, dar în același timp nu pot să zic că este greu. Bineînțeles, e greu, sunt antrenamente dure. Na, dar atât din cât sunt cu zâmbetul pe buze și ce-mi place la el e că are stilul ăsta de a mă motiva și, normal, experiența și ultimii ani prin care Victor a trecut cu tot felul de jucătoare și numai jucătoare de top, de fapt, îmi dă așa un impuls să fac absolut orice îmi cere. Adică nu cred că pot să-i zic nu. Dacă îmi zice acum trebuie să alergăm o oră, zic haide. Adică nu zic. Este bine că va fi o motivație în plus și sincer am văzut și meciul de aseară. Chiar am vrut să o întreb dacă a avut o tactică anume aseară, pentru că a fost o jucătoare foarte bună, cea cu care a jucat, și cred că este un pas foarte important pentru Jacqueline, a câștigat meciul de aseară. Adică ar trebui să o încurajeze și să-și dea seama că a depășit o jucătoare bună și să aibă așteptări în continuare. Aici am o scurtă întrebare. Chestia asta cum se întâmplă de obicei și cum s-a întâmplat la tine? Cum ai ajuns la parteneria? L-ai sunat tu pe Victor? Cum? Prima dată ne-am întâlnit la Miami. Când am, okay. Eu am jucat Miami, am avut wildcard din partea AMG-ului, da. Și ne-am întâlnit acolo. Eu am fost cam singură în turnee în ultimul timp și m-am întors, am vorbit acolo, trebuia să facem un antrenament, dar programul a fost de așa natură încât nu ne-am lipit cu orele, cu meciul meu, meciul și programul lui. Și când m-am întors acasă, efectiv am vorbit cu el, da, l-am sunat și l-am întrebat dacă ar vrea să ne cunoaștem și să începem să vedem dacă am putea să lucrăm împreună. Pentru că nu știi niciodată dacă ești compatibil cu acel antrenor, poate el e cel mai mult antrenor din lume. Dar tu poate pur și simplu nu faci click-ul cu el. Dacă nu există potrivire. Da. Și am început de acum o lună jumate, de când m-am întors eu din state. Și e foarte bine. Foarte bine. Asta ne bucură. Mai ales că tu ai o experiență destul de bogată la Academia Boletierii, nu? Toți când spunem Boletierii, parcă simțim nevoia să ne ridicăm în picioare, atât de bine promovată e treaba pe care o face acolo. Cum a fost? Ce ți-ai luat de acolo?
Rezumat, că înțeleg că sunt foarte multe. Eu mă duc, eu am un contract cu AMG-ul de când aveam 12 ani. Și am fost acolo prima dată acum 6-7 ani. Dar constant cu lunile am început să merg de la 15 ani. Erau antrenamente ceva de genul hai la 6 dimineața să lucrezi cu mine. Nic personal la 6 dimineața deschidea clubul. Era îl vedeai cum vine efectiv în bază, își trage ușa, era o ușă cum sunt acelea de garaj, dacă da. Le știi și trebuie da. Trase ca să se ridice. Și asta făcea Nic la 5:45. Eu bineînțeles la 5:30 eram acolo, îmi făceam încălzire, adică mă culcam înainte de o seară la ora 8, mă trezeam la 5 și era ok. Dar ce pot să zic este că este un om, pe câtă experiență are și cât de sus este văzut și pentru că este un nume până la urmă și a făcut foarte multe pentru acest sport, este un om foarte deschis, foarte glumeț, se adaptează efectiv la orice condiție și te pune pe tine pe primul loc. La modul nu vine el să zică, eu cred că tu ar trebui să faci asta. El vine și zice, ce-ți place să faci? Okay. Cum îți merge dacă dai dreapta cross și după aia te bagi și să zicem și schimbi direcția? Eu, uite, cred că ar fi bine să faci asta. Hai să încercăm, hai să vedem dacă îți place, hai să vedem. Adică, oricum americanii sunt cam alt stil decât noi, adică sunt diferiți pe chestia asta. Sunt... Cred că nu critic așa mult. Da, chiar, chiar nu. Asta știm din orice domeniu, de la educație, da. La sport, au cu totul alt stil, altă da. Abordare. Exact. Și mie mi-a plăcut, am schimbat multe lucruri cu el, adică nu pot să zic de fapt că le-am schimbat, el a venit cu niște idei. Bineînțeles că nu avea timp și nici eu nu aveam, pentru că a trebuit să joc turnee de junior și nu puteam să stau să mă antrenez cu lunile, ca să pot să zic că am schimbat ceva cu Nic. Nu, Nic a venit cu niște idei în jocul meu, cu niște păreri pe care eu le-am încercat și am văzut că mi-a mers bine și am încercat să le fac. Unele au ieșit, altele n-au ieșit, bineînțeles. El, de exemplu, era de părere să stau 2 metri în spatele tușii. Mie îmi place să fiu o jucătoare agresivă, să mă duc să atac mingea. El când a văzut chestia asta a zis, ok, hai să încercăm altceva. Și m-a trecut oarecum nici în fața tușii, nici în spate, pe tușă. Și a zis, ok, hai să vedem dacă poți să joci de aici. Și am putut. Și chestia asta poate că nu trebuia... Poate că n-a fost ceva wow că a venit el să zică, cât faptul că a zis-o el și îl vedeam acolo în spatele meu că are încredere în tactica asta și în stilul ăsta de joc, m-a ajutat să-l fac mai repede, pentru că la un moment dat trebuia să fac și asta, indiferent. Că deci ai scurtat etapa asta și da. Gândesc că acum e bine când mai scurtezi niște etape, exact. Sigur, la trecerea asta la senioare, nu? De fapt, la nicio vârstă nu ar trebui să-ți permiți să faci greșeli. La... Ideea e să înaintezi, chiar dacă încet, dar sigur. Pe diagonală, sigur. Măcar, nu? Exact. Faci mici pe diagonală. Da. Mai era o chestie interesantă, pentru că noi suntem generații mai vechi, o generație mai prăfuită. Și vedeam mai puțini eroi străini, de pildă, da? Eram obligați să avem mai mulți eroi de-ai noștri. Tu și din experiența din state, dar și pentru că trăiești în altă lume, poți să-ți alegi ca jucătoare favorită pe oricine. Mai ai favorite și în România? Le urmărești pe fetele de aici? 100%. Ești... Da? 100% le urmăresc, indiferent. Vorbim totuși de român, ce? România, okay. Și în fața numele meu apare tot România. Adică pot eu să stau, să, nu știu, să mă mut în state. Tot nu se schimbă cu nimic. Bun. Deci mai există și lucruri în comun. Clar. Între generații. Bun. Nu, oricum, de la oricine ai de învățat. Dar să știi că e o româncă, cum e, de exemplu, Simona Halep, care este doi în lume. Normal că ai o grămadă de învățat de la ea. Poate că, nu știu, suntem stiluri diferite. Poate că eu dau serviciul altfel decât îl dă ea. Adică normal că sunt schimbări, dar... Să fim serioși acum, mișcarea de picioare a Simonei Halep, cred că nu întrece nimeni. Adică este
ceva... Păi, lai să te provoc la treaba asta, sunt eroinele tale. Nu, n-o să îți cer să spui de cine îți place mai mult, dar fă-le un portret colectiv. De la Simona vei lua jocul de picioare, nu? Da. De la Monica probabil că vei lua voleu după asta, nu știu. De la Monica aș lua reverul. Pentru că... Mai departe. De la Sorana aș lua agresivitatea. Îmi place că este bătăioasă. Și lovitura de dreapta și viteza loviturii este oricum explozia de lovitură este superbă. Aparte, da. Da. De la Irina. De la Irina cu care o să te întâlnești. De la Irina o să văd mâine ce pot să iau. Să sperăm că pot să iau meciul. Bun, bun, răspuns. De la Raluca. Este jucătoarea de dublu. Acum, mă rog, Monica este clasată mai în față, dar Raluca joacă numai dublu. Aș vrea și eu să fiu acolo în top de dublu și să pot să fiu de sigură pe voleuri și... Mâine joci dublu, nu? Da. Exercițiul ăsta îl faci des și e profitabil pentru tine? Te ajută să intri mai mult, să te duci la dublu? Te ajută să intri în teren, să faci voleuri? Sau... Clar, da, returul mai ales. Returul, serviciul și returul mă ajută cam cel mai mult. Plus, nu-mi place la dublu să stau să joc simplu în patru. Adică să stau pe cross și să dau numai cross, nu. Adică dacă tot joc dublu, pentru mine dublu e ca o distracție, să zicem așa. Pentru că, nu știu, sunt mai relaxată, îmi place că este cineva cu mine pe teren. Mă simt mai bine, așa cum mă simt când joc copii de mici. Deci este ceva de genul, nu știu, nu ești singur acolo pe teren, mai vezi pe cineva pe teren, pe partea ta sau pe cealaltă parte, tot îl vezi. Da, e ceva ce pe mine mă ajută un pic, să zicem. Dar, da, dublu oricum este un meci, sunt puncte, este ceva oficial și bineînțeles că ajută indiferent. O să vedem cum te descurci și la dublu. Scurt despre trecere, revenim un pic. ITF, trecerea de la junioare la senioare. Ai discutat și cu Victor, dar probabil tu... Știi cam unde te poziționezi și ce crezi că îți lipsește sau ce crezi că ai de îmbunătățit ca să intri, să te înșurubezi complet în circuitul mare. Unde? Unde ai de lucru? Tactic și tehnic probabil că mai sunt, adică clar sunt și toată viața o să fie indiferent și dacă ești numărul 2, VTA, tot vrei să, tot crezi că ai ceva de schimbat ca să poți să fii 1. Și tot trebuie să ai bănezi mentalitatea asta tot timpul. Normal, nu? Tot timpul. Adică, nu. Altfel nu cred că poți. Dacă te consider bun, nu cred că... Dacă te consider produs final, ai încurcat-o. Chiar nu. L-am văzut recent, vă întrerup, ceea ce spunea Patrick Muratoglu, acum câteva zile, nu știu, am văzut un video în care spunea că, în general, campionii sunt cei care atunci când își doresc foarte mult să ajungă la trofeu, în momentul în care au luat trofeu, se uită la el, se bucură 2 minute, 5 minute, după care în momentul ăla stabilesc deja în cap alte obiective și alte strategii și efectiv această ambiție până și ating noile obiective îi face mai bun și face să fie campion. Și cred că mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta pentru că asta cred și eu că se întâmplă și cu noi toți sau cu o mare majoritate dintre sportivele bune. Ele de fapt trăiesc victoria, nu știu, un minut, două, cinci, o zi, după care deja trebuie uită totul, a uitat absolut și înfrângerea și victoria, a uitat-o ca și cum nu a existat cumva. Un pas înainte sau urcat pe următoarea etapă sau au depășit o altă etapă din cariera lor și sunt pregătiți pentru a-și atinge alte idealuri și țeluri, ceea ce mi se pare fantastic. Așa că tot timpul ai ceva de făcut bine și de îmbunătățit ca sportiv, chiar dacă e vorba de o viteză sau de o explozie în braț sau de un serviciu dat numai într-un anumit punct în teren. Dar o chestie foarte importantă din produsul jucătorului, nu? Din ce fel de jucător ești, e încrederea pe care am luat-o și am întors-o pe toate părțile. E deja tocită. Faci parte dintre sportivii norocoși,
ai o încredere nativă? Te-ai considerat și când erai puștoaică că ești cea mai bună, că trebuie să fii cea mai bună? Sau încă lucrezi la treaba asta? Eu mereu am vrut să fiu... Nu m-am comparat cu nimeni. Nu, am avut, să zicem, drumul meu, am avut oricum foarte multe accidentări. Cu încrederea nu pot să zic că am stat cel mai bine din lumea asta a tenisului. Chiar am avut momente când... Hai să vă zic ceva foarte funny. Apropo de la junior, la senior, eu la 14-13 ani jumate aveam, când am câștigat pe Titasul. În fiecare seară eu îmi făceam bagajul pentru că eram 100% convinsă că eu am să pierd a doua zi. Deci eu nu mi-am desfăcut nici măcar o dată bagajul. Antrenorul îmi spunea: mă, Jacqueline, nu este normal. Deși intrasem cu wildcard în acel turneu pentru că a fost o problemă cu înscrierea și eram locul 8 în clasamentul de 14 ani, eu nu am avut niciun pic de încredere. De ce? Ajunsesem în finală înainte cu o săptămână la naționale. Singura finală pe care eu am jucat-o la naționale. Niciodată n-am putut să joc bine la naționale. Jucam cu presiune, nu știu, n-aveam niciun motiv, dar totuși jucam. Și n-ajungeam niciodată. Eram favorita 1-2, pierdeam în turul 1, turul 2. Și înainte cu 3 zile să plec la acel turneu, am pierdut finala de la naționale de 14 ani. Foarte dur. L-am dus 6-1, 6-2 de la o jucătoare pe care o bătusem în urmă cu o săptămână, 6-1, 6-1. Ceva de genul ăsta. Și am fost foarte, foarte supărată după acea finală și credeam că eu n-am ce să caut în tenisul ăsta. Eram undeva unde mă gândeam deja să mai joc, să nu mai joc, să mai... Și deja obținusem wildcard-ul pentru că fusese problema cu înscrierea și așa și nu puteam să nu mă duc la acel turneu la Petit As. Și am zis, ok, mai încercăm și turneul ăsta, dacă nu, nu știu ce fac. Vedem. Și m-am dus și de-aia vă zic că am avut, cred că, cel mai greu tablou. Deci m-am dus la toate favoritele, la modul, jucătoarele care erau cele mai echilibrate au fost doar pe partea mea. Și am jucat din primul tur, am jucat pe terenul central și... Publicul ținea cu mine, nu știu de ce, nu știu cum, în ziua aia chiar apărusem și în ziarul lor. Eram foarte, foarte uimită, dar nu îmi desfăceam bagajul. Eu în fiecare dimineață când plecam din cameră, îmi luam pijama de pe pat, o puneam în bagaj și bagajul era efectiv gata, numai să-l iau să mă duc la aeroport. Adică, și aveam discuții cu antrenorul în fiecare zi, de genul, de ce n-ai încredere în tine, de ce nu crezi că poți să faci asta, de ce... Și nu știam ce să răspund. Eram ceva de genul, pentru că mă simt inferioară tuturor jucătoarelor de aici. Dar ca și joc nu eram, din contra, am făcut record la serviciu, la 13 ani am servit cu 191 de kilometri pe oră, este recordul Petit As, nimeni nu mi l-a bătut. Rămâne și azi? Rămâne și azi, nu l-a bătut nimeni. Vântul din spate. Da, era sală, era sală. Și efectiv, când m-am trezit în semifinală, deja mă gândeam, Doamne, ce bună sunt, pot să ajung de acum, pot să ajung pe locul 3, gata, mi-a ajuns, eram ceva de genul ăsta, mâine sigur pierd, mă uitam de bilete, de avion, de... Mama era la telefon, Jacqueline, mâine joci semifinala, de ce n-ai încredere în tine? Dar am zis, păi, nu știu, așa simt. Și până la urmă am câștigat turneul, eram, când, știu și acum, când s-a terminat ultimul punct, îmi tremura atât de rău racheta în mână, încât efectiv am scăpat-o, m-am uitat așa la antrenor și eram șocată, nu înțelegeam ce se întâmplă. Și ăla a fost și turneul în care am ajuns numărul 1 la 14 ani, da? Și a fost așa, ca o, să zicem, o răsturnare de situație completă. Eram ceva de genul, cred că pot să joc tenis. Și de acolo ți-ai demonstrat, acum ești mai încrezătoare, ești... Nu mai sunt așa oricum. Asta e, bănesc că n-ai bagajul nu. Făcut acum. Asta clar nu. Dar da, și de când cu Victor, sincer, parcă este și mai mult. Adică am mult mai multă încredere, mult mai multă plăcere de a mă antrena. Îmi place să mă bat, pentru că și în antrenamentele cu el este mereu o autodepășire. El este foarte perfecționist și asta mă trage și pe mine în sus, pentru că și eu vreau să ajung la fel.
Și până la urmă, cu cât faci mai bine, cu atât primești mai bine. Că, na. Așa că, cu încrederea, să zicem că ușor, ușor crește. Ești acolo, nu? Da. Jacqueline, a fost o plăcere să te cunoaștem mai bine. Da, uite, ultima chestiune și te lăsăm, pentru că te pregătești să ai din ce în ce mai multă atenție, nu? Să primești atenție din partea presei, să, mai ales dacă vei avea turnee bune. Asta crezi că te va atinge sau te vei simți că nu. Ești de acolo? Tot ce mă gândesc eu acum este să mă antrenez și să devin o jucătoare mai bună de la zi la zi. Cu deci le orice pas pot cu să pas. Da, presa și chestiile de genul ăsta vin la pachet cu toată munca pe care o faci. Dacă ești bun, vin, dacă nu, nu. Dar pentru mine principalul subiect este tenisul și cum să devin mai bună. Da, adică bine, sper să mai avem un răgaz să discutăm și cu tine, cu Alina. Sunt convins că o să discutăm despre tine în lipsă, pentru că ea e preocupată tot mereu de tinere jucătoare și ce vine din urmă la Fed Cup. Încă o dată mulțumim. Succes mâine cu Irina. Eu. O să urmărim toți meciul. Succes și la dublu. Mulțumesc. Nu mâine joci cu Irina, poimine joci cu Irina. Da. Succes mâine la dublu. Mulțumesc. Până mâine închidem și noi aici. Urmează, așa cum știți, meciul Alexandrei Dulgheru pe central. Cu asta închidem ziua de azi. Așa că haideți la arene și ne vedem mâine tot aici. Cele bune!